În spatele gratiilor, dar bogat, cum face Cristi Borcea milioane din pușcărie, aflăm de la Daniela Miranu. Daniela, bună ziua! Bun găsit, Laura. Într-adevăr, Cristian Borcea este un om de afaceri iscusit și asta se întâmplă chiar dacă se află în spatele gratilor. Ei bine, acum a dat un tun de milioane de euro. Deși se află închis de mai bine de 6 luni după ce a fost condamnat definitiv la închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale, iată că acum a dat un tun de 4,5 milioane de euro. Ei bine, afaceristul a decis să-și închirieze cele două locații din Parcul Moghioroș din capitală pentru următorii 15 ani și să ia suma de 4,5 milioane de euro, așa cum v-am spus mai devreme. Ne dorim să creștem afacerea, să le oferim clienților noștri servicii de înaltă calitate și momente de neuitat. Vrem ca toți cei care ne calcă pragul să revină cu plăcere. Asta înseamnă să-ți respecti oaspeții și să pui suflet în tot ceea ce faci. Au fost declarațiile uneia dintre oamenii de afaceri care au preluat locațiile de la Cristian Borcea. De asemenea, vă reamintesc că fostul acționar de la Dinamo urmează să afle pe 2 septembrie dacă va fi eliberat condiționat din închisoare. Laura? Daniela, mulțumesc!